Petre Roman distruge mitul ora, nu subliniere i-a dat demisia la Mineriada din iunie 1990. Filozoful Mihai Ora a fost propus pentru titlul de cetățean de onoare al capitalei de grupul consilierilor UDR. În motivarea propunerii se menționează că Mihai Ora subliniere i-a dat demisia din guvern în semn de protest fac de Mineriadele din 13 la 15 iunie 1990, fiind singurul ministru din guvern care a făcut acest gest. Povestea demisiei din funcția de ministru al educației în guvernul Petre Roman a fost lansat chiar de ora, pe Facebook, în iunie 2015. Doar ce în sus sublinierei premierul de la acea vreme, Petre Roman, contrazice varianta prezentat de filozof sublinierei preluat de consilierii USR. Contactat de InPolitics. Petre Roman nu subliniere i-a ascuns uimirea în lectură cu relatarea lui Mihai Ora despre presupusa demisie din iunie 1990. Sunt surprins de povestea asta. Nu e adevărat deloc. Domnul Mihai Ora nu a demisionat și nici nu a avut vreo tentativă de a demisiona din guvernul meu, nu știu cum de unde a putut să apară o asemenea informație. Nu doar ce nu a demisionat în semn de protest fa devenirea minerilor, dar, dacă vă aminti, în ziua de 16 iunie 1990, cabinetul meu a emis un comunicat de presă în care, între altele, înfieram extrem de tăios pe vreo 4 pagini evenimentele din 13 iunie. Ori, îmi amintesc ce domnul Ora fusese acolo, în edina de guvern, există stenograme ale discuilor. Ipleu cel care îl propusese pe Mihai Ora drept ministru, în decembrie 1989 Ora au fost oripila în acea din de guvern de ce s-a întâmplat în 13 iunie. Guvernul respectiv i-a dus integral mandatul până la final, în ziua de 28 iunie, când a intrat în funcție noul guvern, rezultat din alegerile din 20 mai. Eu vă spun cine anume a venit la mine, i-a spus noi vrem să rămânem în guvern, domnul Orai, Paul Corda. Am fi încântai să rămânem în guvern, mi-au spus. Paul Cornea era un prieten al lui, un fost mare activist comunist, pe care domnul Ora l-a dusese în minister ca ministru adjunct. În anul acela a existat o singură încercare de demisie, domnul Andrei Pleu, în decembrie 1990, când a fost povestea cu regele, dar după o discuție sever cu mine în edina de guvern, s-a răzgândit. Deci, nici vorb ca domnul Ora să fi demisionat din guvern. Nu e adevărat. E foarte bine ca domnia sa să fie desemnat cetățean de onoare, dar nu pe baza unei minciuni, a declarat Petre Roman, potrivit surse citate.